Tot după apariția acestui caz, unele surse spune că tot acest Gheorghe Cotorba ar fi suspectat și în cazul omorului de la Durlește de la din 2011. Există cumva o tangență cu acel caz? Bine, ca să spunem că există o tangență sau există o legătură sau se face suspect, este prea mult spus în situația respectivă dar cu certitudine vă asigur că colegii lucrează pe paliera infracțiunii de la Durlești și inclusiv anumite elemente pe platforma de lucru în cazul umorului de la Durlești se vor lua în calcul și de aici pentru efectuarea anumitor analize. Deci, ca versiune, vă pot spune că nimic nu este exclus. Absolut toate versiunile sunt în regimul de lucru. Domnule Cernățeanu, mai există șanse să fie descoperită această crimă după 13 ani au trecut de atunci? Și câți ani pot fi cercetate astfel de dosare, probele și dacă nu cumva se pierd aceste probe în timp? Bine, ar fi cel mai greșit spus dacă cumva s se lasă fără examinare o astfel de situație ea oricând trebuie să fie subiectul examinării și oricând orice nuanță, orice chestie care cât din esențială în prima fază e trebuie luată în calcul și în procesul de investigare, inclusiv și pentru cazul Durlești. Vă asigur că nu se pierde nicio probă, deoarece ele toate sunt în cadrul cauzei penale, ele toate au un sport juridic care nu pot fi distruse sau pierdute pur și simplu că a trecut timpul. Ele sunt obligatoriu de a fi păstrate până la acea etapă când nu se va ajunge la un verdict final. Că ține de 13 ani, da, cu părere de rău este un termen mare, dar istoria a demonstrat că anumite crime pot fi descoperite în timp și într-o perioadă mult mai delugată. Ne-am fi dorit că această crimă cumva să își găsească aspectul final de descoperire și documentare într-o perioadă cât mai rapidă, dar am spus totul depinde deja de circumstanțele noi care apar. Vreau să vă asigur că versiunile sunt în continuu și nu vreau să creadă că în această perioadă de timp, dacă nu s-a vorbit, cumva s-a uitat. Nu s-a uitat, eu vă asigur.